Românii din Germania în 5 zile acasă în caz de război. Un proiect publicat de guvernul Ciucă de modificare a legilor siguranței și apărării naționale prevede că românii din diaspora trebuie să revină urgent acasă în caz de război. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile calendaristice, pentru cei aflați în afara Uniunii Europene este de 15 zile. Sunt vizați bărbații între 35 și 63 de ani care au obligații privind îndatoririle militare. Proiectul prevede declanșarea stării de criză și alte măsuri care nu mai trec prin Parlament. Nu se vine. Asta e părerea mea. Deci credeți că odată plecați, nu mai... Bineînțeles. Și mai ales să apere țara. De-a lungul istoriei, românii n-au fost chiar așa de bravi. Să vină că e țara lor. E țara lor de bașină. Acolo sunt venitici. Ei sunt exact cum sunt ucrainii la noi acum. Să vină, e țara noastră, să o apărăm. Că nu să știe ce se poate întâmpla cu nemericul ăsta de Putin. Da, să vină. E o alegere bună. Să vină să instruiască, să treacă la armă. Conform proiectului, cetățenii cu obligații în îndeplinirea îndatoririlor militare sunt cei care îndeplinesc serviciul militar activ sau serviciul militar în rezervă, cetățenii încorporabili, recruții, precum și cetățenii români, bărbați cu vârste între 35 și 63 de ani. Proiectul conține și prevederi referitoare la cetățenii încorporabili și rezerviștii care nu au domiciliul în țară. N-ar veni. Știți de ce n-ar veni? Pentru că ei și-au făcut acolo... o situație. Alții și-au cumpărat case, alții sunt angajați și nu văd de ce să mai vin ei în țară să mai apere România. Din diaspora ar avea 5 zile să vină în țară. Ce considerați dumneavoastră? Ar veni sau nu românii din diaspora? Nu, se pitulă. Se pitulă. Am și eu pe fiul meu, are 47 de ani, dar nu cred să vină în țară. Nu cred să vină în țară, nici pe acolo nu-mi plac, e prin Germania, dar nu vine pentru că... E cam greu de venit, acum e în șomaj și majoritatea acum. Și cum au emigrat și ăștia vecinii noștri ucrainieni, e foarte complicat să vină acum. E perioada asta care nici bani nu prea să câștigă. Și nu zic că ar veni. Au obligație față de țară. Eu cam 71 de ani, împlinesc peste o lună, două, și am curajul să pun mâna pe armă. Taică mi-a luptat 9 ani în război. Pe unde a ocupat rușii acum, pe unde bat în Ucraina acum, taică mi-a fost. Făcea baie în Marea de Azov, Crimea, Odessa, strâmtoarea Kerci. Bărbații din diaspora trebuie să revină în 5 zile în țară în caz de război. Guvernul Ciucă modifică legile privind siguranța și apărarea națională în contextul războiului din Ucraina. Astfel, românii din străinătate de până la 63 de ani vor fi obligați să revină în țară în maxim 15 zile. Iar 5 zile pentru cei din Uniunea Europeană, în caz de război pentru a fi încorporați. Dacă nu se prezintă, riscă 7 ani de închisoare.